Ioan Aurel Pop a făcut din istorie o pasiune și o meserie de o viață. Este autor de sinteze de istorie, cursuri universitare, dar și manual de istorie pentru elevi. Este cooptat ca membru titular, membru corespondent sau de onoare în numeroase asociații și instituții de profil din străinătate. A rămas fidel preocupărilor din anii studenției, susținând cursuri și seminarii de istorie medievală a României, istoria Transilvaniei, paleografie latină și, în ultimul timp, de istoria naționalităților. Domnule academician, felicitări! Se vorbește despre unirea Munteniei și Moldovei la 1859. Întrebarea care îmi vine în minte imediat este, dacă Oltenia ce s-a întâmplat? Și de ce Teodor Aman a pictat ora unirii la Craiova? Am primit recent un răspuns ingenu de la un coleg oltean. Avem în universitate profesor foarte bun din Oltenia și care mi-a spus, citez, Oltenia e subînțeleasă, fiindcă ea e peste tot. Profesorul Clujan a publicat peste 70 de volume, din care 14 cărți sunt semnate ca unic autor. Are 16 sinteze de istoria Transilvaniei și istoria românilor în calitate de coautor sau coordonator și peste 500 de studii în reviste de specialitate sau volume colective.